11 la versetul 15. Epistola către Evrei, citim din capitolul 9, de la versetul 11 la versetul 15. Să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos, care este marele nostru preot, care a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt să facă ispășirea care este veșnică. Te rugăm și în dimineața aceasta, vorbește inimilor noastre ca să fie receptive la cuvântul Tău și să-L trăim în fiecare zi. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Amin. 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 Dacă vizitați Roma, în apropiere de Biserica Laterană, care este considerată Biserica Papilor, este o scară numită Sancta Scala, adică Scara Sfântă. Și se spune că a fost adusă de la Ierusalim, de împărăteasa Elena, în anul 326, și că ar fi fost scara pe care Domnul Iisus Hristos a urcat ca să ajungă înaintea lui Pilat. Acum, nu știu cât este adevăr și cât este tradiție în asta. Eu vă spun ce se spune despre această scară. Și pentru că este considerată extrem de importantă în istoria bisericii, tocmai pentru că este scara pe care se spune că Domnul Iisus ar fi urcat ca să ajungă înaintea lui Pilat. În fiecare an, o mulțime de pelerini vin ca să urce pe scara aceasta și o urcă în genunchi. Când urcă pe fiecare treaptă, au rozariul și pe rozariu sunt mărgele și pentru fiecare din aceste mărgele rostesc rugăciuni. Rostesc rugăciunea Ave Maria și rostesc rugăciunea Tatăl nostru. Și cred cei care fac pelerinajul acesta că dacă urcă scara aceasta în genunchi, sunt 28 de trepte și pentru fiecare treaptă li se iartă păcatele pe un an de zile. Așa că dacă reușești să faci pelerinajul acesta de două sau trei ori în viață, ți-ai rezolvat problema păcatelor. Martin Luther era călugăr augustinian și în anul 1510 a dorit să meargă și el la Roma să urce scara aceasta în genunchi. Ce a văzut acolo l-a tulburat. Dar urcând scara în genunchi, când a ajuns pe la jumătatea scării,
În Duhul lui a auzit o voce care îi spunea, cel neprihănit va trăi prin credință. Și când a ajuns în vârful scării, s-a uitat înapoi și și-a zis în sinea lui, oare să fie adevărat ce se spune despre scara aceasta? Noi toți avem o problemă, problema păcatului. O problemă pe care încercăm să o rezolvăm. Și pentru unii, un mod de a-și rezolva problema aceasta a fost să urce scara sfântă. Scriptura are o altă cale de rezolvare a problemei păcatului. Astăzi suntem chemați să stăm la masa Domnului și poate se întreabă unii și ne întrebăm de ce comemorăm moartea Domnului Iisus, de ce nu comemorăm învierea sau nașterea sau minunile pe care le-a făcut. De ce este moartea așa de importantă? Noi ca și oameni toți căutăm să evităm moartea pe cât posibil și facem tot ce ține de noi să amânăm venirea ei cât mai târziu. Dacă vă uitați în cartea Eclesiastul, în capitolul 7, în versetul 20, vedeți acolo un cuvânt pe care omului Dumnezeu îl spune. Pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Cine este excepție de aici, dintre toți când suntem aici? Este vreo excepție? Nu, zice niciun om. Apostolul Pavel, când le scrie romanilor, repetă gândul acesta și în Romani, în capitolul 3, în versetul 23, spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Avem noi un proverb care îl folosim atunci când greșim față de alții. Și le spunem, a greși e omenește. Nu te mira că am greșit. Acum, proverbul acesta este o scuză, dar în același timp este și o acuză. Pentru că spune, eu am greșit față de tine, acum nu te mira că am greșit, că e omenește să greșești. Dar când spun asta, spun că este ceva ce ține de natura mea să păcătuiesc și să greșesc. A greși este omenește, este legat de natura omenească. Nu scuză păcatul, ci arată doar incapacitatea noastră de a trăi fără păcat, de a fi lipsiți de orice nelegiuire în viața noastră. Păcatul face parte din natura noastră și noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci păcătuim pentru că suntem păcătoși. Este la fel ca și un măr. Domnul Iisus folosește expresia aceasta în predica de pe munte, în capitolul 7, unde spune, pomul bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele și pomul rău nu poate face roade bune. E vorba de natura lui. Și când ne uităm la noi, ne dăm seama, așa cum spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 7, că păcatul se ține scai de noi. Oricum am vrea să ne debarasăm de el, vedem că mereu lucruri pe care n-aș vrea să le fac, lucruri pe care n-aș vrea să le gândesc, îmi dau seama că tocmai acestea sunt lucrurile care sunt în viața mea. De ce a trebuit să moară Domnul Iisus? De ce a trebuit să-și verse sângele pentru noi? N-ar fi putut să dea un decret divin și prin decretul acesta divin toate păcatele să fie iertate? Când cineva a greșit, a păcătuit, dacă cineva
a ajuns să fie dus la judecată și pus în închisoare pentru o perioadă. Spunem că trebuie să ispășească pedeapsa. Da? A furat ceva, este închis pentru 5 ani. Și spunem, pedeapsa aceea de 5 ani de închisoare este ca să ispășească păcatul pe care l-a făcut, furtul pe care l-a făcut. Și ispășirea, într-un fel, este suferință datorită păcatului. Sau este o răscumpărare care vine în urma suferinței. Săptămâna trecută, lunea trecută, a fost o sărbătoare mare pentru poporul evreu. A fost sărbătoarea ispășirii, ziua ispășirii, Yom Kippur, Yom Kippur. Și în Levitic, în capitolul 16, avem detaliile despre apropierea de Dumnezeu în ziua aceasta. Era singura zi din an în care marele preot putea să intre în locul preasfânt. Am citit pasajul din Evrei și acolo spune: Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a dat porunca să facă un cort care a fost numit cortul întâlnirii. Un cort în care Dumnezeu să se întâlnească cu poporul. Și în cortul acesta era un loc, în partea dinainte a cortului, care era numit locul sfânt, unde în fiecare zi preoții intrau și aduceau acolo tămâie și era o masă pentru punere înainte, unde erau pâini puse înaintea Domnului. Dar dincolo de perdeaua care despărțea locul sfânt de locul preasfânt, putea să intre numai marele preot și el o singură dată pe an. Nadab și Abihu, fiii lui Aron, au fost hirotoniți, au fost instalați ca și preoți și n-a trecut mult până când au zis: suntem preoți, putem intra oricum. Și se pare că au intrat în cortul întâlnirii beți. Pentru că imediat după ce sunt loviți de moarte, când au intrat în cortul întâlnirii, spune să nu bei băutură, să nu bei vin, să nu bei băutură amețitoare când intri înaintea Domnului. Dar ei au intrat cu foc străin înaintea Domnului, și-au murit pe loc. Și după aceea, Domnul vorbește lui Moise și uitați-vă, deschideți, vă rog, la Levitic, capitolul 16, ca să urmărim puțin felul în care este reglementată apropierea de Domnul în locul preasfânt. Domnul a vorbit lui Moise: după moartea celor doi fii ai lui Aron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului, Domnul a zis lui Moise: vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua din lăuntru, înaintea capacului ispășirii care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aron în sfântul locaș. Și dă instrucțiunile cum să intre o singură dată pe an, să intre în sfântul locaș și să intre cu jertfe. Trebuia să aducă și sunt detalii, n-am să le citesc toate, când mergeți acasă, luați și citiți în detaliu instrucțiunile acelea. Dar trebuia să fie jertfe aduse. Întâi de toate trebuia să aducă marele preot o jertfă pentru sine și pentru ceilalți preoți care slujesc. Și după aceea să aducă jertfe pentru popor. Trebuia să își spele trupul de mai multe ori și era un ritual întreg care trebuia împlinit. Și parte din acest ritual era
aducerea unui țap, doi țapi de fapt, unul care era adus ca și ardere de tot și al doilea țap care era numit țapul ispășitor. Un țap care să fie izgonit în pustie. Și iată ce spune cu privire la țapul ispășitor. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfântul locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Au fost doi țapi, a fost tras la sorți pentru ei, marele preot, într-un vas, erau două bucăți de material pe care era scris, pe unul era la Yahweh, pentru Jehova, celălalt era la Azazel, pentru Azazel. Și lua cu mâinile, băga amândouă mâinile acolo și lua cu fiecare mână câte unul dintre bucățile acestea de material și după cum era scris pe ele, dacă era în stânga, punea pe țapul din stânga lui, dacă era în dreapta, punea pe țapul din dreapta lui, cum era sorțul care a ieșit. Și spune, țapul care era pentru Domnul trebuia să fie adus ca și ardere de tot, să fie junghiat și adus ca și ardere de tot. Țapul care era pentru Azazel spune, Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustiit în pustie să-i dea drumul. Și țapul acesta trebuia să fie izgonit în pustie și să moară, dar era încărcat cu toate păcatele poporului, pentru că marele preot mărturisea și încărca țapul acela cu toate păcatele lor. În versetul 29 și 30 din Levitic 16 ne spune aceasta să fie o lege veșnică. În luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele și să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să fiți curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. O zi de ispășire, o zi de post, o zi când tot poporul să stea înaintea Domnului în pocăință. Și în ziua aceasta, în ziua ispășirii, trebuia să citească pasajul acesta din Numeri, din Levitic, capitolul 16, și de asemenea să citească cartea lui Iona. Acum, poate vă întrebați ce legătură are cartea lui Iona cu ziua ispășirii. Care e legătura între cartea lui Iona și ziua ispășirii? Iona a mers la Ninive și a spus încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și ce au făcut ninivenii? S-au îmbrăcat în sac și cenușă, au postit, s-au smerit înaintea Domnului, s-au pocăit și Dumnezeu ce a făcut? S-a îndurat de ei. De aceea citesc în ziua ispășirii cartea lui Iona, să-și aducă aminte că Dumnezeu este Dumnezeul îndurării. Și acum, haideți să ne întoarcem la pasajul nostru din Evrei, capitolul 11, capitolul 9, versetul 11. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare care este veșnică. Marele preot intra într-un cort făcut de mâini, un cort care era din lumea aceasta, din zidirea aceasta. Dar ne spune
Domnul Iisus Hristos nu a intrat într-un cort făcut de mâini, într-un cort de material, din piei de animale și așa mai departe, ci a intrat într-un cort care este ceresc, un cort care este veșnic. Și dacă marele preot trebuia să intre în fiecare an, odată cu sânge de țap și cu sânge de viței în locul acesta, Domnul Iisus Hristos, marele preot, a intrat o singură dată și a fost suficient. N-a fost nevoie să fie repetată jertfa, pentru că a intrat o singură dată și atunci n-a intrat cu sângele altcuiva, cu sângele unui animal, ci a intrat cu însuși sângele său. Și când a intrat cu sângele său, a adus o jertfă care este infinit de valoroasă. O jertfă care are capacitate infinită de ispășire, pentru că viața lui este viața Dumnezeului care este infinit. Dacă vă uitați în capitolul 10 din Evrei, spune: în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. În fiecare an, marele preot trebuia să repete, pentru că jertfa adusă de el nu putea să-i facă desăvârșiți. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștințe de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Este cu neputință ca sângele unor animale de jertfă să șteargă păcatele. Dar Dumnezeu a vrut să învețe pe poporul său că nu poți să te apropii oricum de Dumnezeu. Trebuie să fie adusă o jertfă. Și toate animalele care au fost jertfite n-au făcut decât să îndrepte privirea spre jertfa desăvârșită care avea să vină, adică jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când oamenii aduceau o jertfă, nu sângele acelei jertfe le ierta păcatele, ci sângele lui Hristos care avea să fie adus. Dar ei se apropiau prin credință de Dumnezeu și în felul acesta era făcută iertarea păcatelor. Pentru că sângele animalelor nu poate să ierte păcatele. Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, este marele preot, este mijlocitorul legământului nou. Și intrarea lui în locul preasfânt, ceresc, este suficientă pentru totdeauna. Uitați-vă în versetul 15, în Evrei 9, spune: tocmai de aceea, tocmai pentru că s-a adus pe sine, tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete moștenirea veșnică care le fusese făgăduită. Avram a primit promisiunea, Isaac a primit promisiunea, fiii lor au primit promisiunea, dar în Domnul Iisus Hristos este împlinirea acestei promisiuni, o promisiune care este eternă. Și noi când ne apropiem de Domnul, primim promisiunea, nu pentru ce am făcut, ci pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus. Și când ne apropiem, ne apropiem cu credință, ne apropiem cu pocăință, ne apropiem în smerenie de Domnul, pentru că El desăvârșește lucrarea aceasta. Domnul Iisus este jertfa finală, nu mai e nevoie de nicio altă jertfă. Talmudul este o explicație și o aplicație a legii. Și rabinii evrei au pus la oaltă
Talmudul și este o carte foarte voluminoasă. Și în Talmud este un tractat întreg care se numește Yoma, adică ziua, și care are ca și subiect ziua ispășirii. Atât de important este încât un tractat întreg este dedicat zilei ispășirii. Și acolo spune cum să fie făcut tot procesul acesta de ispășire. Sunt detalii acolo cu privire la marele preot, cum să se pregătească, cu o săptămână înainte de a aduce jertfa de ispășire, marele preot trebuia să iasă din casa lui, să locuiască acolo în incinta templului și să se pregătească și să învețe fiecare lucru pe care trebuie să-l facă, nu cumva să greșească ceva. Trebuia să, înainte să fie aduse animalele de jertfă, să le cunoască, să le vadă. Toți cei care îl ajutau în procesul acesta trebuia să fie pregătiți. Și în ziua ispășirii, cum am spus înainte, marele preot lua aceste două bucăți de material, pe una era scris la Yahweh pentru Jehova, pentru Domnul, pe cealaltă la Azazel, pentru Azazel. Una dintre aceste bucăți de material era albă, cealaltă era cărămizie sau roșie. Cea albă era pentru Jehova, pentru Domnul, cea cărămizie pentru Azazel. Dacă vă uitați în Isaia, în capitolul 1, în versetul 18, este acolo o promisiune pe care o face Domnul, care spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum este cărămiziul. Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Și bucata aceea de material roșie era legată de cornul țapului, care era țapul ispășirii. Și țapul acela era dus de la Ierusalim până la Țuc, cale de 90 de ris, care este un drum cât 5 zile de sabat. În ziua de sabat era limitat cât poți să mergi și aveai drum doar cât o zi de sabat. Era aproximativ un kilometru. Și pentru că nu puteau să meargă într-o zi de sabat și ziua ispășirii era un sabat pentru Domnul, chiar dacă nu cădea, a căzut lunea, dar era o zi de sabat, o zi de odihnă, o zi de oprire. Au împărțit distanța aceea în 10, încât cel care ducea și țapul era dus. Porniți microfonul ăsta, că celălalt se pare că face probleme. Așa. Drumul total era cât de 5 km, cât de 5 ori cât un drum de o zi de sabat. Și era împărțit în 10, pentru că cel care lua țapul și îl ducea dintr-un loc în altul, trebuia să se întoarcă înapoi. Și dacă mergi înainte și înapoi o jumătate de zi de sabat, împreună faci o zi de sabat, un drum de o zi de sabat. Și țapul era dus de 10 oameni până când cel din urmă care lua țapul îl ducea până la marginea unei prăpăstii și acolo îl împingea în prăpastie ca să cadă și să moară acolo în prăpastie. După ce înainte să împingă țapul să cadă în prăpastie, tăia jumătate din materialul care era legat de cornul lui și îl punea acolo pe o piatră. După ce cădea mielul în prăpastie,
se uita la materialul care a rămas. Și dacă se împlinea Isaia 1:18, trimitea știre înapoi la Ierusalim. Dacă bucata aceea de material se făcea albă, trimitea știre înapoi la Ierusalim. Domnul a primit jertfa. Și era bucurie, era sărbătoare. Tot în Talmud citim scris următorul lucru. Este în tractatul Ioma, în secțiunea 39b, dacă sunteți curioși să găsiți. Spune așa, Talmudul n-a fost scris de creștini. Ok? Talmudul a fost scris de rabini care de multe ori au fost ostili creștinilor, urmașilor Domnului Iisus și au spus unele lucruri nu frumoase despre Domnul Iisus. Ok? Deci, ce au spus ei nu este dintr-o sursă prietenoasă față de creștini. Dar au spus așa, cu 40 de ani înainte de distrugerea templului, sau timp de 40 de ani înainte de distrugerea templului, sorțul pentru alegerea țapului pentru Iehova n-a venit niciodată în mâna dreaptă. Lâna roșie nu s-a făcut albă. Lumina de la zidul de la apus nu s-a aprins și porțile templului s-au deschis singure. Oare de ce? De ce nu s-a mai făcut lâna albă? De ce n-a mai venit sorțul țapului pentru Domnul în mâna dreaptă? De ce? Dacă socotiți, templul a fost distrus în anul 70, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în anul 30, înseamnă că după răstignirea Domnului Iisus, Dumnezeu a spus, nu mai e nevoie de jertfă de ispășire. Degeaba duceți țapul în pustie. Nu mai e nevoie. În Talmud scrie asta. Pentru că Domnul Iisus Hristos este jertfa desăvârșită, adus odată pentru totdeauna. Nu mai este nevoie de o altă jertfă, este jertfa finală, este jertfa care ne oferă moștenirea veșnică. În 1 Ioan, în capitolul 2, în versetul 2, Ioan ne spune, El, Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. El este jertfa de ispășire, Hristos, pentru toate păcatele ale noastre și ale lumii întregi. Nu mai e nevoie de o altă jertfă. Și Apostolul Petru, în 1 Petru, în capitolul 2, în versetul 24, ne spune, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. El a murit pentru ca noi să trăim pentru neprihănire. De aceea venim la masa Domnului, să ne aducem aminte de jertfa Lui adusă odată pentru totdeauna. Să ne aducem aminte că jertfa Lui este suficientă pentru noi, pentru totdeauna. Să ne aducem aminte, acum ne spune, Eu am murit pentru ca voi să trăiți în neprihănire. Ajută-ne, Doamne, să trăim în neprihănire în fiecare zi. Amin. Amin. Haideți să ne apropiem acum de masa Domnului și ne pregătim